invit să deschideți la cartea 1 Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 16. 1 Thessalonians, chapter 5, starting with verse 16. Cuvântul Domnului spune, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Se pare că sărbătoarea aceasta a mulțumirii, Thanksgiving, a sosit și este o sărbătoare atât de frumoasă care este o sărbătoare 100% creștină. Suntem recunoscători pentru această sărbătoare pelerinilor puritani care au venit în America. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață Mulțumitor, recunoscător și binecuvântat. Thankful, grateful and blessed. M-am uitat la definiția de pelerin și a fost ce mi-am imaginat eu că este. Un pelerin este cel care pornește în călătorie la un loc sacru pentru motive religioase. Și am înțeles de ce au spus oamenilor, puritanilor care au venit în America, pelerini. Puritanii aceștia erau din Anglia, anii 1500-1600. A început să apară Cuvântul Domnului pe înțelesul oamenilor. Era tradus în limba engleză, în germană, și pentru prima dată au putut oamenii să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat ceva. Oamenii credincioși, când au început să se uite la Cuvântul lui Dumnezeu, au observat ceva. Că închinarea lor de la biserică, tradițiile care le trăiau, nu erau toate în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și au început să se uite la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu și la viața lor de zi cu zi și au zis, ceva nu este ok. Și a început o mișcare care să zică, nu, noi vrem să ne conformăm Cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să slujim cuvântului pur al lui Dumnezeu. Și oamenii au început să le spună puritani. Pentru mișcarea aceasta, când ei au încercat să slujească pe Dumnezeu după Cuvântul Domnului, au fost imediat persecutați pentru neconformare de Biserica Oficială a Angliei. Meditând asupra lucrurilor acestora, m-am gândit că este din nou nevoie de puritani în America. Are Domnul nevoie din nou de oameni, de credincioși, care să se uită în cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne uităm în viața noastră, în bisericile în care suntem și să ne întoarcem din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt lucruri în viața noastră, în bisericile noastre, în cultura noastră, care nu sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, să ne întoarcem din nou la cuvânt și să onorăm acest cuvânt. Acești uh, puritani au vrut să-L slujească pe Domnul fără să fie persecutați. Și în uh, luna septembrie anului 1620, 102 de puritani, bărbați și femei, au pornit într-o călătorie spre lumea nouă, spre America. S-au urcat pe un vapor numit Mayflower, floarea de mai, să vină într-un loc unde să poată să-L slujească pe Dumnezeu fără compromis. Uh, au călătorit 65 de zile și toate zilele acestea au fost pline de furtună. Vrăjmașul a stat împotriva lor la fiecare moment. Așa de mare a fost furtunea pe drum că o persoană chiar a murit pe acel drum. Pe data de 11 decembrie 1620, în câteva zile, o să fie 404 ani de atunci, au ajuns aceștia la Plymouth Rock, în New England. Desigur, au venit, era iarna, au trebuit să locuiască pe vapor, de pe vapor s-au dus să-și construiască case, să aibă unde să locuiască, și iarna aceea a fost o iarnă atât de grea, că peste jumătate din ei au murit în acea iarnă. După trei luni de zile, în luna martie a anului 1621, pelerinii aceștia puritani au terminat construcțiile la prima colonie și au construit căsuțe și grajduri pentru animalele lor. Pentru că erau așa de mult slăbiți și indienii americani care erau în jurul lor, erau mult mai tari decât ei, ei s-au temut foarte mult de indieni. Știau că dacă vin indienii să-i atace, viața lor s-a terminat, călătoria lor s-a terminat. Și spre surprinderea lor, a intrat un indian în uh, colonia lor cu numele de Samoset. Și au fost total surprinși că indianul acesta, Samoset, chiar vorbea un pic de engleză. Și au aflat că, de fapt, el învățase un pic de la engleză pentru că veneau mai mulți pescari din Anglia, în delta aceea din Plymouth Rock, pentru că era plină de pește. Și a putut să converseze un pic cu ei. Samoset acesta uh, I-a introdus uh, pe uh, puritani aceștia la un alt indian cu numele Squanto. Squanto chiar fusese în Anglia după descoperirea Americii pe un vapor, venise înapoi, învățase destul de bine uh, limba engleză. Și puritani aceștia, pelerini, s-au folosit de această oportunitate ca să semneze un tratat de pace cu indienii care erau acolo în zonă, să facă relații pentru comerț între ei uh, și indieni. Și puritanii aceștia au recunoscut mai târziu că dacă nu ar fi fost de Scoanto, dacă nu l-ar fi trimis pe Domnul pe în viața lor, acolo la colonia aceea a lor mică, ei nu ar fi supraviețuit primul an. Gândiți-vă, lucrul de care se temeau ei cei mai, cel mai mult, de indienii de acolo, a fost instrumentul lui Dumnezeu ca să-i binecuvinteze și să-i ajute ca să supraviețuiască. Știți că de multe ori binecuvântările Domnului nu vin împachetate așa cum ne imaginăm noi? Domnul de multe ori vrea să ne binecuvânteze și noi plângem și fugim de binecuvântarea Domnului. Scoantul acesta i-a învățat pe uh, acești puritani, cum să planteze porumb indian? Pentru că porumbul, cartofii și roșiile au venit din America după descoperirea Americii în Europa. N-au fost înainte acolo. Și i-a învățat cum să planteze acest porumb. Mai mult, i-a învățat uh, care plante din zonă pot fi mâncate. Uh, i-a învățat care plante sunt medicinale și pentru ce pot să le folosească. Și le-a arătat care sunt plantele care sunt otrăvitoare. Ei au ascultat, au plantat lucrurile acestea și în toamna anului 1621, pelerinii aceștia puritani au avut o recoltă bogată de care ei s-au bucurat foarte mult. S-au uitat la proviziile lor și au realizat că iarna aceea ei pot să supraviețuiască. Și oamenii aceștia, puritanii aceștia pelerini, au socotit că ei au destule motive ca să fie mulțumitori Domnului. Care au fost motivele? Aveau hrană pentru iarnă. Aveau pace cu indienii de care se, te se temeau. Aveau case unde să locuiască. Noi am numit casele acelea astăzi colibe. Și în a patrulea și cel mai important motiv, în sfârșit, aveau libertate să-i slujească lui Dumnezeu din toată inima. Știți că într-o zi a judecății, puritanii aceștia, pelerini, au să stea în mărturie înaintea Domnului. Și Domnul o să se uite la noi și o să te întrebe, comparat cu ei, tu ai motive ca să fii mulțumitor? Uh, ai hrană pentru iarna aceasta. Ai pace în jur sau ești în război? Ai casă unde să locuiești? Ai avut libertate să-L slujești pe Dumnezeu din toată inima. i au plătit un preț foarte mare. Peste jumătate din ei au murit. Din familiile lor, părinți, copii, soți, neveste. Eu cred că avem mult mai multe motive de mulțumire. Doar pierdem din vedere lucrul acesta. Guvernatorul lor, primul guvernator din America, al acelei colonii mici, cu numele de William Bradford, a proclamat o zi de mulțumire Domnului pentru ajutorul și binecuvântarea Lui. Să sărbătorească ziua aceasta mulțumirii, l-a invitat pe Scoanto, și încă 90 de indieni, și timp de trei zile au mulțumit lui Dumnezeu și au sărbătorit binecuvântările și ajutorul Domnului. Au mai trecut 2 ani, și după 2 ani, în anul 1623, a venit o secetă foarte mare. Nu plouase deloc. Supraviețuirea lor era sub semnul întrebării. Și. Guvernatorul acesta, William Bradford, un om al lui Dumnezeu, a făcut ceva. A declarat o zi de post și de rugăciune ca Dumnezeu să trimită ploaie. Și Domnul a ascultat postul, a ascultat rugăciunea și au venit ploile. Știți că în luna ianuarie noi declarăm din nou zile de post și de rugăciune. O să ne unim cu toții în post și rugăciune pentru un singur motiv, ca Domnul să trimită ploaie. Ca Domnul să trimită o ploaie spirituală. Să plouă peste noi binecuvântarea lui, prezența lui, de care avem noi așa de mare nevoie. Și ca să sărbătorească din nou răspunsul Domnului la postul și rugăciunea lor, au declarat ziua de noiembrie 29 ca zi și sărbătoare a mulțumirii. Și aceasta este sărbătoarea care o sărbătorim noi în a patra joie din noiembrie în fiecare an. Este sărbătoarea aceasta care au sărbătorit oamenii aceștia. Fraților, credincioșii autentici sunt credincioși mulțumitori, sunt credincioși recunoscători și pentru că sunt mulțumitori și recunoscători, sunt binecuvântați. În primul rând, aș vrea să spun că a fi mulțumitor nu este un sentiment, ci este o poruncă. Spune cuvântul Domnului aici, în versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dacă este o poruncă să mulțumim uh, lui Dumnezeu, atunci a fi mulțumitor este o decizie. O decizie pe care putem să o luăm fiecare din noi. Dacă vreți, mulțumirea este o disciplină spirituală pe care Domnul o așteaptă de la fiecare din noi. Așteaptă să avem disciplina aceasta în viața noastră, noi mereu și mereu să fim oameni mulțumitori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, psalmistul: Nu voi uita. Nici una din ce? Din binefacerile Lui. Știți că Domnul așteaptă ca noi să nu uităm ceea ce a făcut El pentru noi. Cu mulți ani în urmă, am vrut să împlinesc acest cuvânt și mi-am făcut o listă de lucruri pentru care să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și m-am gândit de unde să încep și am început de la crucea Domnului. La ce a făcut Domnul pentru mine la cruce. I-am mulțumit Domnului pentru bunici care au plătit un preț atunci când s-au întors la Domnul din toată inima. I-am mulțumit Domnului pentru părinții mei, pentru biserica care am crescut, pentru oamenii lui Dumnezeu în viața mea, pentru rugăciunile care mi le-a ascultat Domnul de-a lungul anilor, pentru binecuvântările care mi le-a dat. Și apoi am mers prin fiecare lucru, fără să mă grămesc și am meditat. Și am făcut și eu o listă de cerințe care le aveam eu înaintea Domnului. Fraților, știți ce s-a întâmplat? Atunci când am ajuns la lista de cerințe, el am plin de credință știind că Dumnezeu o să răspundă la lista aceea de cerințe. Știți că Domnul așteaptă de la noi să facem o listă? Să nu uităm nici una din binefacerile Lui. Nu-l binecuvântăm doar pe Domnul atunci când noi facem o listă din aceasta. Noi suntem binecuvântați când facem lucrul acesta. Știți că este un exerci exercițiu în, în psychology, în psihologie, unde pune un pahar pe jumătate plin în fața un om și îl întreabă să-l descrie. Și unii oameni descriu paharul și se uită și spun, paharul este pe jumătate plin. Alții se uită exact la același pahar și spun, paharul acesta este jumătate gol. Care este diferența? Una de percepție. Noi putem să ne uităm la paharul, între ghilimele, al vieții noastre și putem să vedem paharul acesta jumătate plin. Trei sferturi plin. 99% plin. Sau putem să ne uităm la paharul vieții noastre și să spunem, dar este 10% gol. Am observat în viața mea, vă mărturisesc, vreau să fiu transparent în această dimineață. Am tendința să mă focalizez pe lucrurile care încă nu sunt rezolvate. Problemele care au rămas. Nevoile, necazurile pe care le am. Și încep atâta de mult să analizez problemele până ajung la ceva ce uh, oamenii de știință numesc uh, analysis paralysis. Atâta analizez un lucru că paralizez, la nivelul minții. Devine un cerc vicios, așa, care un argument duce la alt argument, alt argument la alt argument și ajung din nou la capăt. Și este un, un cerc vicios, așa, care parcă nu se mai termine niciodată. Știți ce poate să frângă? Analysis, paralysis, acest, acest lanț vicios. Mulțumirea. Să vii înaintea Domnului și să-i mulțumești pentru binecuvântările Lui. Pentru ce a făcut Domnul în viața ta. Avem de multe ori o perspectivă greșită. Avem idealuri pentru viața aceasta și pentru pământ care nu sunt realiste. Așteptăm ca toate lucrurile din viața noastră să fie perfect. Copiii noștri să nu aibă nicio problemă, tinerii să nu aibă nicio problemă, soțul să fie perfect, soția să fie perfectă, biserica la care mergem să fie perfect, păstorii, slujitorii să fie perfecți, dirijorul de cor să fie perfect, cei de la închinare să fie perfecți. Spunea cineva că încă n-a găsit biserica perfectă. Și a spus cineva, dacă o găsești, te rog să nu mergi acolo. Că odată după ce ajungi tu, nu o să mai fie perfectă. Fără să ne dăm seama, ne uităm la partea goală a paharului și uităm că noi trecem prin valea umbrei morții. Uităm că Domnul ne-a spus dinainte, pe pământ veți avea. Nu mai bucurii, nu mai împliniri, nu o să aveți nicio problemă, toate lucrurile. Nu. Pe pământ veți avea necazuri. Este cineva aici în această dimineață care are necazuri? Sunt singurul? Atunci când ne focalizăm pe încercare, pe durere, pe ceea ce lipsește, pe circumstanțele negative din viața noastră, fără să ne dăm seama, în loc să fim mulțumitori, noi devenim nemulțumitori. Ungrateful. Și uităm că fiecare din noi avem un adevăr pentru care putem să fim mulțumitori în orice moment. Care este adevărul acesta? Domnul a promis Că nu o să ne lase singur niciodată. A promis că o să fie cu noi, acolo unde ne aflăm noi astăzi, acolo unde vă aflați dumneavoastră astăzi, în necazul care vă aflați, la problema care o aveți, cu cei dragi a dumneavoastră, cu sănătatea. Domnul promite, sunt cu tine. Și este un motiv de mulțumire pentru fiecare din noi. A fi mulțumitor nu este doar un sentiment, este o decizie pe care Domnul așteaptă ca fiecare din noi să luăm decizia aceasta, să fim mulțumitori. În al doilea rând, disciplina mulțumirii ne învață să apreciem ceea ce deja avem. Disciplina aceasta mulțumirii ne, ne învață să fim mulțumitori pentru partea plină a paharului. Când a fost ultima dată când i-ați mulțumit Domnului pentru soția dumneavoastră? Pentru soțul dumneavoastră? Pentru copiii dumneavoastră? Pentru Biserica Emanuel? Așa imperfectă cum este? Pentru slujitorii care -i avem? Așa imperfecți. Și Domnul trebuie să vă dea har ca să fiți mulțumitori și pentru mine. Eu îi mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră. 79% din populația din lumea a treia nu au acces la curent electric. 1,2 miliarde de oameni nu au curent electric în casa lor. 1.2 billion people. V-ați gândit ultima dată când ați ajuns acasă și you fliptă the switch că s-a aprins lumina? Când deschideți robinetul, curge apă caldă, puteți să faceți baie oricând. Nu trebuie să faceți foc nici pentru încălzire, doar întoarceți de termostat. Știți că 735 de milioane de oameni se, cur se culcă în fiecare seară flămânzi, nu au cel minim 2000 de calorii pe zi. 735 de milioane de oameni nu au destulă mâncare. Noi aruncăm mâncare. Știți că oamenii aceia, când primesc 1000 de calorii pe zi, sunt mai mulțumitori pentru ce au decât noi care avem surplus, care avem din abundență. Este așa de mare ispită când ne uităm la alții care au mai mult în ghilimele și nu realizăm cât de binecuvântați suntem. Noi nu putem, cum spunea fratele Călin, să ne comparăm cu, cu alții pentru că calea pentru fiecare din noi în viață diferă. chemarea la fiecare din noi este diferită. Și pentru că chemarea noastră diferă, noi avem nevoie de o școală diferită, o școală spirituală, avem nevoie de un drum diferit. Timpul din viața noastră diferă. Noi trebuie să împlinim chemarea care o are Domnul pentru noi la un anumit timp. Și aceasta înseamnă că nu putem să ne comparăm, cu nu poți să compari merele cu portocalele, se spune că un frate se plângea foarte mult de viața lui. Problemele lui erau cele mai grele, durerea lui era cea mai mare, suferințele lui erau cele mai mari. The grass was always greener on the other side. Și se spune că Domnul într-o noapte i-a dat un vis, unde Domnul a venit și a spus: "Uite, uh, poți să alegi ce cruce în ghil între ghilimele, vrei tu?" Pentru că așa spunem noi românii, dacă viața e grea, asta e crucea ta. Și Domnul vorbește în limbajul nostru. Și în visul acela i-a arătat. Erau acolo niște cruci foarte mari, altele mijlocii, de toate mărimile. Și era acolo o cruce mică, atâta de mică. Și Domnul i-a spus, uite, tu poți să alegi ce cruce vrei tu. El automat s-a dus la cea mai mică cruce. A luat crucea aceea și spre surprinderea lui, când s-a uitat pe cruce, era scris numele lui pe ea. Era exact crucea care o ducea el în fiecare zi, dar de care el se plângea atât de mult. Știți că Domnul nu are nici un interes să ne chinuie pe vreunul din noi? Nu. Dorește să fie minim de greu viața pentru noi. Dar face tot ce poate ca să ne fie mai ușor, ca noi să putem să ne împlinim chemarea, să putem să-L proslăvim și să putem să fim mântuiți noi și casa noastră. Nu este niciun credincios autentic care să fie scutit de valea umbrei morții, să fie scutit de necaz, să fie scutit de încercare mai devreme sau mai târziu. Noi toți trecem prin încercare. Slavă Domnului că nu trecem toți exact în același timp. Și atunci când trecem pe rând, putem să ne ajutăm unii pe alții, putem să ne încurajăm. Dumnezeu nu îngăduie ca aceste necazuri să fie peste puterile noastre. Are el grijă. Apoi, viața noastră. Prin viață sunt diferite anotimpuri în viața noastră. Da, sunt anotimpuri, sezoane de tristețe, dar sunt și anotimpuri de bucurie. Sunt anotimpuri unde falimentăm, unde cădem, dar slavă Domnului că sunt și anotimpuri de succes. Sunt anotimpuri de umilire, dar slavă Domnului, sunt și anotimpuri de ridicare. Și noi toți vom trece prin toate acestea. Important este atunci când trecem prin tristețe, prin faliment, prin umilire, prin boală, prin necaz, să nu ne poticnim, ci chiar și în astfel de momente să fim mulțumitori Domnului. În al treilea rând, mulțumirea te califică. Pentru binecuvântările Domnului. Dacă am ști secretul acesta, ne-am grăbit să fim mulțumitori. De fapt, doar cei care dovedesc mulțumire și recunoștință în timpul de încercare se califică pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Știți, atunci când Domnul vine în viața noastră și ne spune: Am un plan minunat pentru viața ta, și Domnul. Are planuri minunate, el are plan bun, plan de ridicare, plan de binecuvântare, plan de restaurare, are promisiuni de care noi ne bucurăm foarte mult. Dar între promisiunea lui Dumnezeu și împlinire, Dumnezeu are grijă ca să pună o școală între. Școala aceea în scriptură o vedem sub forma de pustiu, de deșert. Mi-am spune, noi este valea încercării pentru noi. Domnul a venit la Israel, care erau un rob de 400 de ani în Egipt și a spus, am o țară, am un canaan, țara promisă pentru voi. Acolo sunt case care voi nu le-ați zidit. Sunt smochin, vii, pe care voi nu le-ați plantat. O țară unde curge lapte și mere, binecuvântare. Dar între promisiune și țara promisă a fost ceva între ei. Au trebuit să treacă școala, testul pustiului, a deșertului. Tristețea este că nu minoritatea, nici majoritatea, aproape toți au căzut în pustiu. Știți că adevărul este tot atât de adevărat și astăzi, numai că nu se vede așa. Mulți credincioși ajung în cer fără ca să intre în țara promisă, în promisiunile lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, binecuvântările care le-a avut pentru ei. Pentru un singur motiv. Au cârtit și nu au fost mulțumitori. Atunci când Domnul a venit la Iosif, care era în casa tatălui său și i-a promis că el va fi mare și oamenii se vor închina înaintea lui, între promisiune și împlinire a fost și acolo un pustiu între ghilimele, un deșert, o vale a încercării. Ce se întâmpla dacă Iosif, atunci când era în groapă, când a fost vândut ca slav, când a fost aruncat în temnițe, când slujitorii lui Faraon l-au uitat, ce se întâmpla dacă acolo spunea el, eu nu am niciun motiv să fiu mulțumitor? Mai ajungea el în promisiunea lui Dumnezeu niciodată. Murea și el în pustiul lui. David a fost uns ca și împărat. A venit Samuel și a turnat cornul acela cu ulei peste capul lui. Ce a urmat? Tronul lui Israel. Oh, no! Pustiul. An de zile a fugit. Și putea să zic, spună, Doamne, unde sunt promisiunile tale? Aș vrea să vă spun în această dimineață, să nu lăsați pe diavol să vă convingă că pustiul prin care treceți dumneavoastră acum este destinul care îl are Domnul pentru dumneavoastră. Nu este adevărat. Este doar o școală, este doar ceva care trebuie fiecare din noi să parcurgem ca să putem să intrăm în binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu care le are pentru noi. De aceea, atitudinea noastră, în orice moment din viața noastră, trebuie să fie una de mulțumire. Trebuie să ne uităm la cuvântul Domnului și spunem, Doamne, nu înțeleg de ce trec pe unde sunt, dar cuvântul Tău spune, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Isus Hristos cu privire la voi. Care este opusul mulțumirii? Nemulțumirea. Care este roada nemulțumirii? Cârtirea. Unde loc să mulțumesc Lui Dumnezeu, vociferez mereu. Doamne, m-ai uitat! Doamne, unde ești? Doamne, ești bun! Fraților, noi toți eram pe un drum spre pierzare. Direcția la fiecare din noi era iadul. Era un preț de plătit pe care noi nu putem să plătim niciodată. A venit Domnul Isus Hristos și ne-a luat locul. L-au dezbrăcat de hainele lui, gol. I-au bătut în cap o cunună de spin care a durut foarte mult când i-a pus-o. L-au biciuit și l-au bătut că nu puteai să-l mai recunoști. Era desfigurat. L-au atârnat pe o cruce și își băteau joc de el. Și el a făcut lucrul acela pentru mine și pentru dumneavoastră. Dacă Domnul nu ne-a mai dat nicio binecuvântare, dacă ne oferă doar mântuirea aceasta, dacă singurul lucru care l-a făcut pentru noi a fost ceea ce a făcut la cruce, noi nu avem nicio scuză în fiecare minut din zi, în fiecare oră, în fiecare anotimp al vieții noastre doar să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar a făcut mult mai mult. Doar cei care mulțumesc lui Dumnezeu se califică pentru binecuvântările lui. În al patrulea rând, mulțumirea nu este un sentiment sau nu este doar un sentiment, ci este o decizie pe care trebuie să o facem. Cum face decizia aceasta? Mulțumirea are la bază credință, credință în Cuvântul lui Dumnezeu, credință în promisiunile Lui, știind că El ce spune și împlinește, știind că nu este nici un cuvânt ieșit de la Dumnezeu care să fie lipsit de putere. Și chiar dacă nu vedem împlinirea încă, noi prin credință putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu poartă de grijă la toate nevoile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4 cu versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Isus. Traducerea mai corectă: And my God will provide all, to all your needs according to his riches in glory. Și Dumnezeu se va îngriji de toate trebuințele voastre. Dumnezeu o să se îndure de toate care le avem noi. Dar ne gândim noi, dar Doamne, sunt lucruri acum, în viața mea, care nu-mi plac. Spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 8, cu versetul 28. De altă parte știm, este ceva care noi trebuie să știm, să fim conștienți de lucrul acesta. Ce să știm? Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Păi cum să lucreze necazul în care mă aflu eu ceva de bine? Imaginați-vă pe Iosif în pușcărie și să întrebe, Doamne, cum poți tu să folosești pu pușcăria aceasta să întorci toate lucrurile împreună spre bine? Dar faraon de acolo, din pușcărie, l-a luat. Știți că Domnul poate să întoarcă circumstanțele din viața noastră în bine, chiar și atunci când nu face niciun sens? Da, este adevărat. În momentul acesta nu înțelegem necazurile prin care trecem, circumstanțele, dar El știe. Vine o zi când o să facă sens. Un lucru putem să fim siguri că Dumnezeu ne iubește foarte, foarte mult. Noi este timpul ca să ne întoarcem și să-i mulțumim lui Dumnezeu prin credință pentru toate acestea. Noi dorim așa de mult binecuvântările Lui. Și Domnul așa de mult vrea ca noi să trecem testul încercărilor a pustiului, ca să ne calificăm pentru binecuvântările Lui. Dumnezeu ne trece prin anotimpuri de pustiu ca să ne facă vrednici pentru ceea ce are El pentru noi. Știți că Domnul are elementul timpului în mâna Lui? În Romani, pardon, Psalm, capitolul 31 cu versetul uh, 15 spune Soarta mea este în mâna ta. În engleză este tradus mai corect. My times are in your hands. Împlinirea promisiunilor este în mâna lui Dumnezeu. Anotimpurile din viața noastră sunt în mâna lui, fiecare din ele. Succesul unui anotimp ne lansează în celălalt, dar trebuie să trecem testul mulțumirii. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Domnul îngăduie sezonul pustiului în viața noastră ca să ne dezbrace de iluzia independenței că noi ne descurcăm singuri. Domnul vrea să ne arate că noi avem nevoie de El. Dumnezeu se folosește de sezonul pustiului ca să ne facă acolo în rugăciune, în slujire, în mijlocire înaintea Domnului să ne îndrăgostim de El. Dumnezeu îngăduie sezonul acesta al pustiului în viața noastră ca să iasă la iveală idol ascunși care avem noi în viața noastră lucruri pe care le iubim și le dorim mai mult decât îl dorim pe el mai mult decât dorim împărăția lui mai mult decât dorim uh, venirea lui și Domnul vrea ca acești idoli să iasă la suprafață aș vrea în această dimineață cu toții să facem o decizie ca să fim mulțumitori Aș vrea în această rugăciune să-i mulțumim Domnului, să-i mulțumim pentru crucea Lui, să-i mulțumim pentru sângele Lui care ne-a spălat, să-i mulțumim pentru credincioșii care au mers înaintea noastră, bunicii noștri, părinții noștri, martirii care au plătit un preț. Să-i mulțumim Domnului pentru familiile noastre, pentru părinți, copii, soți, soție. Să-i mulțumim Domnului pentru Biserica Emanuel. Să-i mulțumim Domnului pentru slujitori, cei care cântă, predică, pentru orice, oricine care face vreo slujbă în Biserica Domnului. Să-i mulțumim Domnului pentru sezonul, anotimpul în care ne aflăm. Și apoi. Nu în ultimul rând, să-i mulțumim Domnului pentru promisiunile Lui care le are pentru noi, pentru familiile noastre, pentru copiii bisericii, pentru tineret, pentru biserica Emanuel. Și știu că Domnul se va bucura foarte mult. Haideți cu toții să intrăm în această rugăciune de mulțumire.